Salut, prieteni! Această istorie a rămas în memoria multor jurnaliști pentru o perioadă lungă de timp. Oamenii de la TV până acum filmează emisiuni pe această temă. Veți afla imediat cum arată fetița gigant, care s-a născut în Republica Altai, cu greutate de aproape 8 kg. Să începem! Natura poate să surprindă și uneori ne aduce surprize neobișnuite. Una dintre aceste surprize este nașterea acestei fetițe, Nadia, care cântărea aproape 8 kg. În anul 2007, jurnaliștii au fost șocați de noutate. În timpul nașterii, femeia se simțea normal, chiar foarte bine. Acum o să vă povestesc cum s-a aranjat soarta copilului peste 15 ani și dacă parametrii ei s-au schimbat mult. Ea tocmai s-a născut, dar deja a stabilit un record în Rusia. Până la nașterea fetiței, nu s-a întâmplat nimic deosebit, în afară de faptul că ea a devenit al 11-lea membru al familiei. Familia lor locuia în Republica Altai. Tatăl este înalt și slab, iar mama invers, e scundă și plinuță. Toate 9 luni sarcina a trecut absolut normal și medicii nu au observat nicio complicație. Tatiana are studii superioare și este obstetrician ginecolog, dar din cauza decretului său permanent, nu a putut să lucreze prea mult. Când în anul 2007, pe 16 septembrie, Tatiana a devenit mamă pentru a 11-a oară, în primul rând a zis că nu mai naște niciodată de acum înainte. Fiica ei s-a născut cu greutate de 7 kg 750 de grame, înălțimea 56 de centimetri. Medicii au fost șocați de acest fenomen. În mediu, un nou născut ajunge la 4 kg. Dragi prieteni, puneți videoul pe pauză și scrieți-ne în comentarii cu ce greutate v-ați născut voi sau copiii dumneavoastră. Au fost între ei și cei care au fost aproape de eroina noastră de azi, Nadia? Va fi interesant să citim comentariile voastre. După cum s-a dovedit apoi, fiecare următor copil pe care Tania îl năștea era tot mai greu și mai greu. Femeia a fost nevoită să facă cezariană. Medicii erau îngrijorați de sănătatea copilașului. Situația a atras atenția jurnaliștilor și aceștia așteptau un verdict de la medici, de la maternitate. De la început, fetița pe care o urmărea o țară întreagă a primit diagnoza dezamăgitoare legată de o boală de inimă. Temerile însă au fost nefondate și ulterior diagnosticul a fost neconfirmat. Îmi imaginez cât de tare s-au stresat membrii acestei familii, dar din fericire totul a trecut cu bine. Povestea unei familii obișnuite cu un copil neobișnuit a rămas în presă pentru mult timp. Echipele de televiziune pregăteau o mulțime de reportaje despre ei. Ziariștii povesteau despre viața 13 persoane într-un apartament mic. Mulți au vrut să-i ajute pe soți și le-au dăruit un laptop, jucării de pluș, cărucior, enciclopedii pentru copii și scutece. Nici guvernul n-a rămas într-o parte, au ajutat familia financiar. După nașterea Nadiei, din bugetul regional ne s-a alocat o subvenție de 50.000 de ruble. Ministerul Apărării ne-a pus pe cont câte 10.000 de ruble pentru fiecare copil. Autoritățile locale ne ajută. Le-au dat copiilor genți pline cu de toate pentru școală și cadouri de anul nou, povestește Tatiana. Nadia creștea un copil curios. De la 7 luni a zis primul cuvânt, tata. De asemenea, avea un caracter gelos față de alți copilași. Acum n-ai spune niciodată că a fost cândva cel mai mare nou-născut din țară. De la fostul copilaș au rămas doar obrajii drăguți. Surorile ei mai mari au familiile lor, așa că în apartament este un pic mai liber. În familia lor prietenoasă, Nadia a crescut foarte comunicabilă. Acum e în clasa a 8-a. Când micuța a apărut pe lume, toți au fost șocați de greutatea ei mare. Medicii îi preziceau diagnostice severe, iar oamenii erau siguri că fetița va continua să adauge în greutate. Necătând la toate prezicerile, Nadia a crescut un copil absolut normal și nu se deosebește cu nimic de semenii săi. Fata a adus familiei sale numeroase faimă națională și multe momente frumoase. Prieteni, să-i urăm acestei fetițe, părinților ei, surorilor și fraților ei, multă sănătate, fericire și succes în toate! Dacă mai aveți să le doriți ceva, scrieți-ne în comentarii. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!